Sorin, mulțumesc pentru asemenea primire. Bună, Patricia! Să strâng mâna. Bine ai venit! E minunat, covor roșu. Abia aștept să văd ce e în spatele acestui... În spatele nostru material. Se află tractorul pe care tu îl vei conduce. Sunt convinsă. În toată această perioadă. Vreau să văd bijuteria. O să mă bucur mai întâi ca o femeie. Dă-mi voie să admir mai întâi culoarea, forma. Dar înainte de toate vreau să le mulțumesc primul rând celor din Italia, partenerilor voștri care au avut încredere să dea această bijuterie pe mâna unei femei. Așa. Federica. Federica, cred da. Cred că este numele persoana responsabilă de marketing. De marketing. Așa, de la care Tractors. Cred că a pus și ea toată energia aici în tractorul acesta, exact. Toți cei care au muncit la el și echipei tale care a pregătit tot ce e aici. Deja am făcut tot ce s-a putut mai bine. Și o să vedeți un roșu deosebit la acest tractor. Nu e roșu de la McCormick? Nu e roșu McCormick, este o ediție specială. Da. Un metallic red. Și am preferat ca tractorul să fie în această culoare special pentru evenimentul ăsta. Wow, mă simt foarte specială deja. Okay. Vorbim de modelul 7X624 vorbim, VT Drive. Vorbim de un nou model McCormick, vorbim despre modelul X7.6 Vario Drive Stage 5. O să mă înveți ce înseamnă toate astea, da? O să te învăț să cu siguranță. Să știu și eu ce spun la rândul meu fermierilor. După ce o să vorbim un pic despre el, cu siguranță vom intra în amănunt și vei ști foarte multe despre acest tractor, pentru că vine cu o serie de noutăți. Tractorul X7.6 Vario Drive este un tractor care poate ajunge la putere până la 240 de cai putere, iar transmisia motorului este o transmisie Vario Drive în 4 trepte, ceea ce oferă tractorului o versatilitate deosebită, adică vorbim despre viteze de înaintare care încep de la 4 metri pe oră, ca să îți imaginezi, ajungând până la 50 de km pe oră. Wow, o să ating și 50 de km pe oră? Nu. 50 de km pe oră în România nu poți atinge. Din acest motiv și tractorul pe care îl avem noi aici este omologat pentru România și atunci viteza de înaintare maximă este de 40 de km pe oră. Mi se pare un monstru, este uriaș și vreau să desvelim bijuteria. Dacă am vorbit despre motor și transmisie, aș vrea să-ți mai prezint și câteva lucruri importante cu care vine acest nou model de tractor X7. Și aș menționa aici circuitul hidraulic al tractorului, care vine cu o pompă hidraulică cu centru închis, ceea ce înseamnă un debit variabil al uleiului. Iar această capacitate mare a pompei de ulei ne asigură niște performanțe foarte bune în capacitatea tractorului de a ridica greutăți. Și astfel, în spate, tractorul este capabil să ridice 9300 de kg, iar aici în față 3500. De asemenea, vorbind de circuitul hidraulic, tractorul poate fi echipat cu până la 7 perechi de cuple hidraulice, care sunt comandate electric. Iar comanda lor, cât și programarea funcționării acestor cuple hidraulice, se poate face un monitor de lucru cu touchscreen, cu o diagonală de 12 inci. Acest monitor este principala noutate în termen de tehnologie a acestui tractor, pentru că el ne permite acum accesarea unor funcții noi. Avem o funcție specifică tractorilor McCormick care se cheamă My Function. Practic, această funcție permite să ne programăm niște comenzi rapide pe joystick-ul VT Pilot, pe care îl avem pe cotiera multifuncțională. 5 funcții programabile, așa cum ți-am spus, ceea ce face ca operarea tractorului să fie mult mai ușoară, el setându-și practic funcțiile de care are nevoie în lucrarea respectivă. Vreau să-mi vorbești un pic despre design, că îmi place foarte mult cum arată. Într-adevăr, dacă vorbim de acest tractor, trebuie să menționăm și elementele de design cu care vine el acum. Da. Ca noutate. Este culoarea asta, da? Ca noutate este această culoare, da? Pe care, repet,
McCormick a conceput Argo Tractors și special pentru acest eveniment. Plafonul cabinei schimbat. Plafonul cabinei acum la, în actuala versiune ne aduce un număr suplimentar de lumini de lucru, ceea ce face posibil lucrul în condiții de noapte cu o vizibilitate de 360 de grade. O altă noutate pe care ar trebui să o menționez este monitorizarea funcționării tractorului de către managerul de flotă din fermă prin intermediul unei funcții care se numește McCormick Fleet Management. Și ce înseamnă? Această funcție practic oferă posibilitatea managerului de flotă să monitorizeze tractorul atât din punct de vedere funcțional, din punct de vedere al performanțelor pe care acesta le are și al consumului de carburant, cât și geolocația, localizarea efectivă a tractorului. Asta e mare lucru. De asemenea, sistemul este interconectat cu serviciul nostru și putem avea date referitoare la mai mulți parametri de lucru. Mare lucru. Da. Să știți putem, în timp util ce se întâmplă exact, cu fiecare tractor exact. Și dacă este știm câte ore de funcționare are, știm când să ne anunțăm clienții pentru service. Super. Sunt lucruri noi. Deci e o probă de maestrie, da? Trebuie să trec la milimetru.